Ok, hai să intrăm cu materialul, că l-am tot anunțat și mai vorbim după aia, da? Materialul, zic. Prezentați așa în mare ce produse aveți și ce beneficii au ele. Care sunt cele mai importante produse și cu beneficiile aduse? Da, eu mă numesc Molnar Arpad, sunt din satul mare și sunt reprezentantul firmei Nikken. Cu ce îi ajută pe oameni șosetele pe care le văd aici afișate, expuse și brățările, la fel și Adidas-ii? Șosetele sunt cu o tehnologie unică, far infrared, care înseamnă că mențin uniform căldura corpului, adică nici la minus 20 de grade nu o să fie frig la picioare și nici la plus 30 de grade nu o să ne fie cald la picioare. Cât costă pereche de șosete? În jur de 40 de ron. Ok, Adidas? Depinde de calitate, adică de mărime și de formă. Adidas-ii sunt un Adidas, adică Cardio Stride se numește. Au o greutate anume. Vă rog să prindeți în mână. Foarte grei. Au niște greutăți în ei, care se poate schimba și se numește Cardio Stride. Asta înseamnă că este pantoful inimii. Cu umblatul acestei pantofi se poate elimina 300 de calorii într-un jumătate de oră plimbat cu ele. Nu trebuie să umblăm la fitness, nu trebuie să ne umblăm la să ridicăm greutăți și se poate elimina toxinele și greutatea, care e surplusul de greutate. Este un pantof care a primit în America un medaliu de la Asociația Umblătorilor, adică care fac maraton. Dar dacă punem o greutate într-un pantof normal, e vreo diferență? Pantoful acesta este făcut în așa fel că încăpe și greutatea și piciorul nostru. Este un pantof special, este mai înalt și eu recomand pentru toată lumea că este foarte benefic. Este un magnet special care se numește tehnologia RAM. Este o tehnologie foarte nouă care încă nu prea cunoaște lumea. Toate biluțele conțin câte un magnet care este amplasat față de celălalt cu 60 de grade. Și este un magnet pulsativ, cum s-ar zice. Și lucrează pe corpul omenesc la o adâncime de 20-25 de centimetri. Lipim acolo unde avem probleme de durere, orice fel de durere, și foarte scurt timp se simte diferența, adică lucrează la nivel celular. Determinat să veniți la Slim Expo? M-a determinat invitația de a susține o conferință pornind de la titlul cele mai recente cărți publicate, la sfârșit va fi început. Particip aproape în fiecare an la aproximativ toate manifestațiile sau manifestările de gen și e un prilej foarte bun de reîntâlnire cu niște oameni foarte dragi care sunt prin țară și nu ne vedem foarte, foarte des, dar și de a mai vedea ce titluri au apărut, ce substanțe organice, bune pentru organism mai sunt pe la vânzare și, mă rog, e și o modalitate de a-ți câștiga un timp, nu de a-ți-l pierde. Care va fi tematica conferinței? Păi am să pornesc de la titlul cărții și am să încerc să explic într-un fel personal, așa, de ce ne nouă teamă în general de sfârșit,
dar uneori și de început. Adică sunt între sfârșit și început, noi pendulăm între bucurie, extaz și agonie, nefericire și trebuie să descoperim cumva ce anume ne așează pe calea asta. De ce la sfârșit va fi începutul? Cum explicați? Pentru că altfel ar fi fost la început, va fi sfârșitul. Pentru că, mă rog, orice sfârșit coincide cu un început, nu? Iarna, pare că natura moare, dar e doar un pretext ca ea să renască primăvara. Eu în carte vorbesc despre ciclicitate, despre roata vieții, despre destin, despre timp. Toate astea decodificate din lucrările și pe care le-am mai parcurs și eu, de la budism, la hinduism, la creștinism, la iudaism. Așa, am refăcut un puzzle din bucăți mai mari de cultură. Veți aborda și tematica morții, această tematică foarte care ne sperie foarte tare? Evident, nu, că noi aparținem deopotrivă ambelor domenii, și ale vieții și ale morții. Venim de undeva și ne ducem undeva. Locuim vremelnic în corpul nostru, puțin, nu tot timpul. Unde ne ducem? Fiecare ar trebui să-și răspundă la întrebarea asta. De unde venim, cine suntem și încotro ne îndreptăm, sunt întrebări la care fiecare dintre noi ar trebui să găsim un răspuns. Că al minteri intervine manipularea și dacă v-ați luat toți după ce vă spun eu, unde am ajunge? Luați-vă după unde vă ghidează sufletul vostru. Problema e că mulți nu înțeleg ce se întâmplă și dacă se întâmplă ceva după moarte, ce se întâmplă în acest caz? Mai existăm sau nu? Nu știu dacă mai avem timp, să zic că la întrebările astea unii oameni n-au reușit să răspundă în câteva zeci de mii de ani. Dacă eu voi reuși în 3-4 minute, îți dai seama că ar șoca pe toată lumea. Una, că nu pot, și doi, nici nu e important. Eu cred că ne ducem după moarte, așa cum spun Sfinții Părinți, dacă ne-am construit raiul din timpul vieții, știm unde ne ducem. Dar dacă am trăit un iad toată viața noastră, este evident că și după moarte, unde ne-om duce? Nu acolo unde am generat în viață? Încă o întrebare și gata. Legată de Torsăr, cu ce ajută Torsărul umanitate? Torsărul este un dispozitiv care mărește câmpul tău auric sau ajută prin formarea unui câmp de torsiune lângă aura ta, întărirea acestui înveliș, acestei armuri energetice, în principal împotriva radiațiilor tehnopatogene. Stâlpi de înaltă tensiune, telefoane mobile, calculatoare, cuptoare cu microunde și așa mai departe. Generând un câmp magnetic cam la 3 metri în jurul nostru, el închide cumva și alte breșe pe care alte emisii sau alte radiații telurice, cosmice, radiații psi, radiații electropatogene și așa mai departe pot agresa câmpul nostru energetic și câmpul informațional. E ca un înveliș, e ca un scut energetic. Bun, dacă n-am avea un scut care să protejeze învelișul nostru energetic, ce se întâmplă? Cât de rău ne poate fi? Păi se întâmplă ca și cum am plecat iarna dezbrăcați pe stradă. Dacă nu vrem să răcim, deci să nu fim agresați de temperaturile nefavorabile, avem nevoie de niște învelișuri. Așa cum ne învelim trupul fizic cu haine, trebuie să ne mai învelim din când în când și trupul energetic. Noi avem mai multe corpuri energetice. Ele din când în când sunt agresate, sunt franjurate, mai ales că trăim într-un imperiu al informațiilor și informația e cea care deschide drumul chiar și în domeniul energetic. Și atunci trebuie să ne mai îmbrăcăm. Torsărul e ca un pulover din punct de vedere energetic. Vă mulțumesc tare mult, mi-a părut bine. Gata, am revenit în direct. Cum ați văzut, un material interesant cu tot felul de produse, tot felul de, nu știu, lucruri noi pentru mine, nu sunt la curent nici și nici eu, nu mă încred foarte tare. Bine, da. Bicicletele alea ecliptice, da, da. Ecliptice mă mai încred, dar în Adidas și cu greutăți, în pantofi sport, da, cu greutăți. Bun. Dar a fost în regulă, în fine, am văzut și un personaj din media, nu? E interesant.